Vreau să-i spunem la mulți ani împreună unui prieten de-al nostru, Sorin Tudose. Bună dimineața, la mulți ani, Sorin! Bună dimineața, bună dimineața, mulțumesc din suflet! Mulțumesc la mulți ani cu sănătate, la mulți ani cu bucurii, la mulți ani cu realizări. Ce faci, dragul nostru, Sorin, astăzi ajută, din ziua ta? Doamne ajută! Uite, eram pe punct de plecare, am plecat o fugă la oraș aici, încă mine, la Câmpina. Cu ceva probleme de rezolvat de dimineață. Dar nu sunt probleme mari, adică sunt lucruri normale, probleme, obișnuite. Da, 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 da. Probleme care trebuie rezolvate. Sorin, cum ai sărbătorit de ziua ta? Am înțeles că ieri a fost ziua. Da, da. Acasă cu familia. Cu copiii, cu soția, cu nepoțelul, că acum am un nepoțel. Ia povestește-ne ce cadouri ai primit. Doamne ajută să străiască! Deci s-au întâmplat lucruri frumoase în viața ta de când nu ai mai trecut pe la noi. Să mâine, da, da, da. Cred că este o minune de la Dumnezeu. N-am crezut vreodată că pot să iubesc atât de mult. Un copil, dar și eu am doi băieți, dar sunt mari mei. Să străiască. 26, respectiv 22, dar nepoțelul e ceva special. Ce nepoțelul e ceva special. Deci n-am crezut vreodată că pot iubi atât de mult un copil, la modul cel mai sincer. Deci e adevărat, cum se spune, Sorin, că bunicii își iubesc mai mult nepoții decât copiii. Da, da, da. E un alt fel de sentiment. Mi s-a spus de multe ori că așa o să fie, dar eu n-am crezut. Bă, zic, n-am cum copiii mei, i-am iubit și iubesc atât de mult, dar așa este. Nepoții este ceva special. Sorin, vreau să te întreb care este dorința ta cea mai arzătoare, cea mai puternică? Ca să fie așa de actualitate, sunt două dorințe. Sănătatea și pacea, la modul cel mai sincer. Altceva nu-mi doresc. Și în plan personal, eu știu să mai faci vreo achiziție, acum că tot a venit nepotul, mă gândesc și eu că e bine să investim, să mai luăm o căsuță, să mai luăm un apartament, să luăm un teren, să lăsăm acolo o avere moștenitorilor. Băi, da, cum să spun eu așa, îmi doresc undeva un teren la țară și e posibil să-l achiziționez în viitorul foarte apropiat, unde m-am născut eu la țară, acolo la mine, pentru că iubesc satul ăla mai mult ca orice, nu știu, e locul unde m-am născut, am crescut, am copilărit și e un loc special pentru mine. Sorin, cam atât, nu știu. Sorin, vrem să spunem la mulți ani, să ne trăiești, să fii sănătos. Te invităm în platoul nostru să bem o cafeluță împreună și să povestim. Să ne spui ce surprizele pregătești fanilor tăi în 2022. Am câteva surprize, am câteva melodii noi pe care am să le aduc la Etno TV în prima audiție și sper ca să scot și cel de-al doilea CD pe viață, că, nu știu, cu pandemia asta am pus așa oarecum frână, am stat un pic pe loc, dar... Ai considerat că nu este momentul să mai faci investiții, Sorin? Nu neapărat de investiții, dar m-am implicat mai mult într-o altă afacere a mea, că a trebuit să fac ceva. Dacă n-au mai fost cântări, spectacole n-au mai fost. Și în ce domeniu de activitate ai investit? În ce domeniu de activitate lucrezi? Da, eu am o firmă de taxi. Foarte bine. Da. Se mai plimbă lumea cu taxiul? Chiar la începutul pandemiei, când eu am fost foarte speriat că nu merge, chiar a mers super bine. Cât mai e, Sorin, tariful pe kilometru? Că nu mai știu. Acum că s-a scumpit benzina, motorina, cât... Acum depinde că de la oraș la oraș. La noi aici nu e așa. E undeva 2,50-3 lei pe kilometru. Dar am văzut că și Bucureștiul tot cam acolo este. Dar la noi traseele sunt mult mai grele, drumuri de țară, E altfel, nu e ca la București, ploiești ceva gen orașele astea mari. Dar totuși e ok. Zici okay. Tu că e ușor la București? Nu prea zic. De multe nu ori. Nu că e ușor, dar acolo fiind stațiile, fiind mai multe stații și pleci dintr-o stație, oprești în cealaltă, pleci prin, la noi nu. La noi dacă pleci din Câmpina, din Telega, de orice localitate, înapoi te întorci pe gol, nu te mai întorci cu client. E
E un pic mai bine la București, știu cum. Sorin, noi te așteptăm cu o cafeluță aici, în platoul nostru, să ai o zi frumoasă, să ai o zi minunată. Încă o dată îți spunem la mulți ani și să știi că vrem să le dăruim telespectatorilor noștri o melodie frumoasă, un videoclip, pentru că Sorin Tudose face cinste de ziua lui cu un cântec cel frumos și vedem, dragi prieteni, cum stăm și cu vremea astăzi, pentru că ne interesează foarte tare. Dumneavoastră, la ora aceasta, ne urmăriți și vreți să știți, în cazul în care aveți treburi și vreți să plecați de acasă, cum stăm cu vremea în toată țara. Ramona Solomon, colega noastră, ne va da toate detaliile. Maica e bătrână și știu că este atât de greu. De câte ori merg acasă, îmi prag plângând, o văd mereu. Mă uit la maica, e bătrână și știu că este atât de greu. De câte ori merg acasă, îmi prag plângând, o văd mereu. Cu ochii ei plini de iubire, privind la mine obosiți, ar vrea să-mi spună că e greu, dar ochii-n lacrimi i-am zărit, măi. Cu ochii ei plini de iubire, privind la mine obosiți, ar vrea să-mi spună că e greu, dar ochii-n lacrimi i-am zărit, măi. Că-ți e greu, dar nu mai plânge maica mea. Puterile te-au lăsat, eu nu te las, măicuța mea. Știu, măicuță, că-ți e greu, dar nu mai plânge maica mea. Puterile te-au lăsat, eu nu te las, măicuța mea. Și tu ne-ai crescut pe noi cu trudă și cu nevoi, muncind din zor până-n seară pentru copilașii tăi. Și tu ne-ai crescut pe noi cu trudă și cu nevoi, muncind din zor până-n seară pentru copilașii tăi. Așa, măicuța, sufletul mi l-a zdrobit. M-am uitat cu drag la ea și i-am luat mâna să-i sărut. Și cum plângea așa, măicuța, sufletul mi l-a zdrobit. M-am uitat cu drag la ea și i-am luat mâna să-i sărut. Și în genunchi m-am așezat și-n gând la Domnul m-am rugat. Mai țin-o, Doamne, pe măicuța atunci când vin s-o văd în prag, măi. Și
Și am început să plâng și eu, gândindu-mă că-mi va fi greu, atunci când noi mai da de maica, acolo unde am crescut eu, măi.